Teatrul pentru mine este practic a doua viață, deoarece teatrul reflectă viața, reflectă realitatea. Nu degeaba spectatorii, acum în era internetului, vin tot mai des sau într-un număr mai mare, vin la teatru. Chiar sunt surprins. Eu mi-amintesc că se vorbea pe timpuri că când a apărut cinematograful, că odată cu apariția cinematografului, teatrul va dispărea. Pe urmă a apărut televiziunea și iarăși, acum la sigur teatrul va dispărea. Dar uitați-vă că a apărut și internetul și noi ne bucurăm de prezența a unui număr mare. Practic, sălile la orice spectacol sunt pline. Deci, spectatorul vine sau oamenii s-au săturat de să comunice cu acel ecran mort de la internet și sunt doriți de emoții vii și aceste emoții vii pot să le găsești doar într-un teatru profesionist, în scena profesionistă.